Cât de mare poate fi o gaură neagră? Gaurile negre stelare au masa câtorva stele. Gaura neagră supermasivă din galaxia noastră a înghițit masa echivalentă a 3,7 milioane de sori. Gargantua, gaura neagră din filmul Interstellar, are o masă de 100 de milioane de sori. Ea este modelată după o gaură neagră reală, aleasă de fizicianul Kip Thorne, consultantul filmului și laureat Nobel. Au fost descoperite și găuri negre cu masă de miliarde de sori. Care e limita? Se credea că aceasta este de 50 de miliarde de mase solare. Găuri negre mai mari nu ar fi avut timp să se dezvolte și, în plus, radiațiile emise la marginea găurii negre ar fi împiedicat acreția de materie. Totuși, chiar și această limită a fost depășită de gaura neagră Ton 618, ce are o masă de 50 de miliarde de sori, cât o galaxie. Modelele recente pe calculator sugerează că ar putea exista și găuri negre cu masa 300 de miliarde de sori. Mare, domnule, universul ăsta! O nouă metodă de captare a carbonului din aer este de 3 ori mai eficientă decât tot ce s-a dezvoltat până acum. În loc să stocheze carbonul în pământ, în subteran, așa cum fac cele mai multe metode, noua metodă îl stochează în oceane, sub formă de bicarbonat de sodiu. Metoda costă însă $100 pe tonă, ori, pentru a ajunge la nivelul preindustrial de carbon din atmosferă și a ieși din criza climatică, trebuie să dăm jos din atmosferă peste 1500 de miliarde de tone. Costul total ar depăși astfel 150.000 de miliarde de dolari, prea mare pentru civilizația noastră, așa încât mai trebuie cercetat. Și acum o pauză pentru sponsorul acestei înregistrări. Internetul pe care îl vedem noi nu este văzut la fel de alți locuitori ai acestei planete. Fiecare țară își are politica ei de internet. Când vreau să călătoresc și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă schimbarea locației tale virtuale prin două clicuri, ce are în plus un design minimalist și user-friendly al aplicației. Se poate naviga astfel pe internet pentru a căuta produse la prețuri mai mici. Se pot căuta bilete de avion și camere de hotel. În plus, te ajută să-ți menții calculatorul fără virus și să ai scanări programate. Vrei să vezi cum arată internetul din alte țări? Intră pe linkul din descriere și folosește Surfshark. Primește 3 luni gratuite și 83% reducere, folosind codul PRESURA, și te bucuri de o lume văzută dintr-un alt unghi de vedere. Fiecare punct din această imagine recentă nu este o stea, ci o gaură neagră. Harta a fost fotografiată de o rețea de radiotelescoape europene numită LOFAR. Fiecare din cele 25.000 de puncte este o gaură neagră supermasivă. Punctele sunt albe pentru că în jurul găurilor negre sunt uriașe discuri de acreție ce pulverizează stelele care au neșansa să ajungă acolo. Praful de stele care se prăbușește în gaura neagră este ionizat și încălzit prin frecare, emițând unde radio, în cazul nostru, de o frecvență foarte joasă, 100 de MHz. Tehnic, realizarea este remarcabilă, pentru că frecvența se apropie de limita la care undele radio mai pot penetra ionosfera. În plus, la aceste frecvențe este mare poluarea dată de stațiile radio. Anton, dă radio mai încet! NASA a deviat un asteroid de 4 ori mai puternic decât se aștepta. Anul trecut, sonda DART a lovit intenționat asteroidul Dimorphos de 177 de metri, iar experimentul a fost un succes. Ca la biliard, asteroidul lovit a căpătat un impuls adițional ce a încetinit mișcarea sa orbitală. Doar că surpriză, măsurător recent arată că încetinirea mișcării este de 4 ori mai mare, de 33 de minute în loc de 7 minute cât se aștepta NASA. De ce? Pentru că asteroidul lovit s-a dovedit a fi o grămadă de moloz, iar impactul a eliberat praf de pe suprafața sa, care a contribuit cu impulsul său la încetinirea mișcării. De 4 ori! Rezultatul este fantastic. Pentru viitor, ne putem folosi de acest efect pentru a devia eficient asteroizii cu structuri asemănătoare care amenință Pământul. Asta e știință experimentală, prieteni! Radiația telefoanelor mobile prăjește popcornul. Iată un video devenit viral acum 10 ani și care apare recurent în presă ca fiind adevărat. Nu contează că îți pune întrebări. Cum ar putea genera telefoanele mobile energie cât un cuptor cu microunde pentru a prăji popcornul? Că un cuptor cu microunde are sute de wați și alimenta la priză, iar un telefon mobil mult mai puțin. Cum de sar telefoanele mobile în sus când se desface popcornul? Impulsul popcornului nu poate fi așa de mare, deoarece masa lui e mică. Legile lui Newton. De ce se vede ceva în dreapta jos, ca și cum masa e lovită? De ce dacă te uiți frame cu frame se vede o tranziție bruscă de la un frame liniștit la un frame unde popcornul este desfăcut și deja în aer?
Sunt întrebări simple care ar pune în gardă pe oricine dă atenție puțin fizicii din liceu. Adevărul, videoul este o făcătură. Este editat pe calculator, într-o campanie de marketing ce vrea să facă publicitate unei companii. După ce compania a recunoscut că videoul este fals și contrafăcut, a fost trasă la răspundere că nu a explicat clar asta în descriere. Răspunsul ei a fost: mai mult de 7 milioane de oameni au văzut acest video. Sper că ei au avut tot atâta distracție cât am avut și noi când l-am făcut. Dacă mai vedeți videoul ăsta pe undeva, vă rog, scrieți-le în comentarii. Compania care l-a făcut a recunoscut că videoul este editat, nereal și a fost contrafăcut în scopuri de marketing. Pe viitor, mai multă atenție la fizică. Cel mai puternic calculator din lume, Frontier, a depășit o barieră de neimaginat în trecut. 1 miliard de miliarde de operații pe secundă. Puterea unui calculator se măsoară în flops, adică floating point operations per second, practic operații de bază cu virgul, adunare, înmulțire, etc. Un calculator obișnuit, CPU, face cam 10 de miliarde de operații pe secundă, gigaflops. Iar un procesor grafic, GPU, de multe sute de ori mai mult. Noul supercalculator Frontier este deci de 10 de mii de ori mai rapid decât plăcile grafice. Rapiditatea lui este însă datorată nu vitezei mai crescute a circuitelor, ci faptului că își distribuie operațiile într-un mod eficient pe miile de procesoare ale sale. Util pentru modelarea proceselor fizice complexe, cum ar fi clima, fizica nucleară și astrofizică, și prea scump pentru jocurile noastre pe calculator. Un asteroid amenință Pământul în 2046, spune presa. Prieteni, presa spune multe. Ceea ce spune NASA e mai puțin amenințător. Vorbim de un asteroid de 50 de metri, numit 2023 DEV, de două ori mai mare decât cel care a explodat în 2013 la Chelyabinsk, în Rusia. Acesta din Rusia nu a provocat pagube substanțiale, a ars în întregime. Nici noul asteroid nu va provoca astfel un cataclism, deși daune mai mari ar putea fi, dacă se întâmplă să ajungă deasupra unui oraș. Așa că, fără teamă. Din 2023, timpul își va pierde sincronizarea. Dacă veți sărbători, Revelionul nu va mai fi precis la miezul nopții. Asta însă nu e așa de ciudat precum pare. Mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale nu este sincronizată cu mișcarea pe orbită în jurul Soarelui. În plus, mișcarea de rotație este variabilă și datorită dinamicii interne a planetei. Din această cauză, un an nu are un număr întreg de zile, de aceea avem anii bisecți. În plus însă, astronomii mai intercalau la câțiva ani câte o secundă în calendar, pentru a se asigura că schimbarea anului este precis la miezul nopții. Doar că asta pune probleme ceasurilor atomice ale GPS-urilor și ale altor sisteme de comunicații, care trebuie mereu ținute la zi. Așa încă din 2023 au decis: gata, nu mai intercalăm secunde pentru mulți ani care vin, așa încât anul nou s-ar putea să îl petreceți înainte de miezul nopții. La mulți ani! Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul din descriere. Veți primi 3 luni gratuite și 83% reducere la următoarele. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!